Reprezentanții serviciilor de asistență socială pentru vârstnici din Deva, Hunedoara și Valea Jiului s-au reunit astăzi în municipiul Hunedoara pentru a găsi soluții la problemele din sistem. Prima și cea mai acută dintre ele pleacă de la bani. Pentru că un asistent social care are grijă de persoanele de vârstă a treia câștigă undeva între 600 și 800 de lei pe lună, deficitul de personal este mare. În plus, chiar dacă cineva ar vrea să se angajeze în sistem, acest lucru este imposibil, din cauza faptului că posturile sunt blocate. O problemă foarte importantă e lipsa de personal. Nu reușim să facem față cu angajații actuali datorită blocării posturilor. Știți foarte bine că la 7 plecați unul este angajat. La nivelul municipiului Deva, principala problemă a persoanelor vârstnice o reprezintă veniturile mici și de aici pleacă toate problemele, lipsa celorlalte mijloace de existență. La seminarul care a urmărit diversificarea serviciilor de asistență socială pentru vârstnici au participat și reprezentanții ai Prefecturii, Casei Județene de Pensii, ai Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și ONG-uri. La masa discuțiilor s-a încercat și găsirea unor soluții la problemele ridicate. De un an de zile legea asistenței și legile colaterale sunt blocate și la această dată nimeni nu știe cum să procedeze. Fiecare procedează așa cum crede el de aproape de cuviință în sistem. Deci la această oră va trebui să clarificăm în primul rând cadrul legislativ în care ne mișcăm. La nivelul municipiului Hunedoara, serviciile de asistență socială pentru vârstnici includ 4 centre specializate. Anul viitor se dorește înființarea unui al 5-lea centru pe fonduri europene.